Pot spune că le-am pus microfonul în mână pe, pe rând intrare în scenă Cagula. Să vedeți acum și, și prietenul nostru din copilărie de la bloc, pe numele său Ștefan, pe poreclă Relu și pe numele de scenă Conecte. Nu că, nu că, nu că, nu se poate așa ceva. Fiți atenți aici. Deci asta era pe țeavă de mort. S-a făcut mare. Era pe țeavă de mort. Asta era slab rău de tot. Zic ceva în ea, zic ceva în ea să vedem. A, sau ăla? Ăsta e, da, da. Așa. Bună seara, Guest House! Da. Trebuie să zic și eu niște lucruri, poate le-ai uitat. Zi, frate, zi, normal, ne-ai te-am chemat. Conecte-l în casă! Ia, ia, ia! Cagula e în casă! Bună seara, Guest House! Să zic, primii mei pași în treaba asta cu muzica plecat de la Bogdan, de la Bruckner, era dealerul de muzică din cartier. Da, da, da. Și, și pot să mă mândresc că am lipit afișe cu delict, fără număr. Pentru lansarea din nou cu graful, nu? Da, da, exact. Am scris cu bidineaua. Și prima mea apariție pe o copertă a fost pe albumul Fără Număr. E foarte blurat acolo, dar sunt, am șapca, se vede. Da. Și... Da, cât despre norzeatic, pentru mine e Vexter. Așa... Așa... A reprezentat, să zic, ghidul meu în, în rap încă de când l-am auzit. Țin minte că primul compliment în, în, în ghirimele pe care mi l-a făcut Bruckner a fost după ce am tras prima piesă, mi-a zis bravo, ai 10 de bine așa. Și zic, stai că nu, e, asta e de bine, ce nu, e de rău. De ce? Pentru că le mis pe vexatul, ai, ai zis de 10 ori, bine așa, bine așa. Așa că le mulțumesc mult pentru ocazia asta, cumva... Big up Conector, gălgim pentru frate Conector! S-a descurcat amândoi oricum. Cred că v-ați descurcat, nu? După ce v-am lăsat în cuib. Unul mai continuă cu ea foarte cald. Când despre crângaș, când despre crângaș, Liric. Da, Liric e primul nume pe care l-am pus trupei Luca. Da, pe totul mai tot și lucrurile. Big up Georgevich, Pătărăian! Exact, exact. Bogdan Georgescu, da, pe cafe. Yeah, yeah. Și Liric însemna libera inițiativa a rapperilor în Crângaș, normal. Crângaș nouă mai... mai bun a fost. Inspectoratul GP? Exact. Logo, primul logo făcut de Cagulă. Bravo, Cagulă, te-ai descurcat bine. Ai desenat bine. Desenează și în continuare. Și în seara asta, absenții, mari absenți, Sișu și Puia, dar o frigem așa și dăm cu pace pentru frații noștri de Sălășean. Se știe. Hai. Piesa asta nu a mai fost cântată de 25 de ani. N-a fost cântată deloc. Zi, Tavi. Quinta Sparta. Pentru cine își mai amintește? Ridic cuvântul iar e evident. Delec și la familia, om, la sentiment. Problemele de zi cu zi te mai compleșesc câteodată. De aceea ai nevoie de un sfat. Băia s-a plată, prietenii te fac să uiți de toate. Nu acei tovarăși care în realitate vorbesc pe la spate și pe sapă. În vreme ce de ce e adevărat, te se par doar în groapă. Nu pot uita vreodată de unde am plecat echipa și băieții cu care m-am jucat. Când eram copil cu mingea într-una, pace pentru frații mei, iubire totdeauna. Sentime, poți să-ți sentime,
sănătos să mă surprindă, să o fac înfățișeze adevărul care în oglindă, ca să se poată să facă neagrumie doar om și mâine dă cuvinte ce nu și-au capul funcționa un mesaj plăle, evident pentru orice delicte lipsul de sentiment, dar nu e chiar așa. Dar nu chiar pentru că nu e doar de rimă, e vorba de inimă și inimă și inimă și inimă și inimă. Cine cu nume? Și rămân pe frecvență pentru că urmează alte chestii speciale. Gălăgim pentru Connector! Cagura! Bine seara! Mulțumim mult, 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 mult! N-au făcut seara băieții ăștia! Băi, știi ce cred? Eu cred că noi suntem prima trupă care a reușit să reunească două formule rapă în același timp. Când ne-am chinuit și la mixtape. Exact, e un soi de racla best of sau... Exact, avem două formule la time favorites. Avem două formule. Exact. Primarul și Cagura și Primarul și Connector.